Bună tuturor! M-am apucat să editez clipul de astăzi, adică de miercuri, și am realizat că nu am un intro pentru el, așa că am zis să realizez acum ceva rapid. Voiam să vă zic că astăzi vreau să vă prezint un joc de tip board game. Este vorba despre Escape Room, pe care vi-l voi arăta imediat. Din câte știți, există acele camere unde intri cu mai mulți prieteni pentru a rezolva niște mistere, așa numitele Escape Room. Și acest joc se bazează pe aceeași idee, numai că îl poți juca acasă cu prietenii, cu familia, cu cine dorești. Și în total conține 4 aventuri. O să vedeți pe scurt cam cum au decurs 2 dintre aventurile prin care eu am trecut. Și da, este super interesant și mi se pare, nu știu, antrenant și spune minte la contribuții, așa, este super fain. Acesta este jocul, Escape Room. Are 4 aventuri interesante, evatarea din închisoare pe care am jucat-o prima dată, numărătoarea inversă nucleară, virus și templul astecilor, pe care am testat-o de asemenea, dar nu am dus-o la bun sfârșit pentru că era super târziu și recunosc că ne-am blocat. Este o cutie destul de mare și eu am primit-o de la Diverta, puteți găsi și voi jocul acolo în cazul în care vă interesează. Și în interior se regăsește tot ce trebuie pentru acest joc, adică toate cele 4 aventuri, care conțin fiecare câte 3 părți. O să vă arăt acum cam cum a decurs jocul și sper să vă placă ceea ce a ieșit. În mod logic, este de preferat să iei cele 4 aventuri din joc în ordinea dificultății și anume așa cum este arătat pe cutie, însă dacă vrei să te riști și să faci cum am făcut noi, poți trece la o aventură, de la o aventură mai ușoară la una mai grea. Jocul este potrivit pentru 2 sau 5 persoane care au peste 16 ani și durează 60 de minute, însă în cazul în care trece timpul, nu este problemă pentru că puteți continua jocul, numai că practic nu ați reușit să rezolvați aventura în timpul util. Trecuse o vreme bună de când am ținut jocul în cutie, dar în momentul în care ne-am apucat de joacă, am fost foarte entuziasmată, așa că am scos tot ce era acolo, cele 4 aventuri adică, și desigur ustensile auxiliare, cum ar fi niște chei pe care le introducem mai apoi în Chrono Decoder, adică în cutiuța neagră, dar discutăm imediat după aceasta. Până atunci voi deschide primul plic și acela este cu prima aventură, evadarea din închisoare. Prima dată, înainte de a începe acest joc, trebuie să citiți regulile, care sunt destul de ușor de înțeles, nu sunt foarte voluminoase, așa că le puteți înțelege destul de repede. Și, desigur, mai apoi porniți cu prima aventură. Când porniți aventura, mai întâi citiți regulile aventurii și de-abia după aia dați start la Chrono Decoder, adică la cutiuța neagră, care vă va afișa timpul și va scoate un sunet așa de fundal pe parcursul jocului. Noi din greșeală apăsasem pe Chrono Decoder înainte să citim aventura, dar după aia am realizat acest lucru și am dat startul din nou pentru aventură, așa că totul a fost ok. Desigur că am început să ne gândim să deslușim toate misterele, trebuie pe rând să luăm cele 3 părți ale unei aventuri și să citim toate instrucțiunile de acolo, să căutăm mesaje ascunse și puteți vedea că este destul de dificil. Deci cine ce face? Vreți să fac eu algebra? Nu știu ce este. Dar n-ai cu pești ghicul. Dacă le schimbă de... Aici mi se pare că sunt trecute astea, aici. Da. Și trebuie să doar să le găsești. Trebuie doar să le cauți acolo. Da, nu trebuie să rezolvi. Sunt locul iarăși. Am impresia că e un cifru aici. Dar nu știu exact care. Cine face sudoku? Eu mă uit la algebra dacă e. Uite la sudoku. Dar ce-i cu asta? Conferința, nu? Manipulare și mai și pe spate. Aici număr de deținut. Poate 3, poate... 3, 2, 9, 9, 3, 8, 7. Ia să descrie alt număr aici. Din câte vedeți, noi ne-am apucat de prima noastră aventură, am început cu partea întâi și trebuie să aveți alături niște foi și niște pixuri ca să vă notați acolo toate indiciile și lucrurile pe care le descoperiți. Trebuie să fiți super, super atenți ce găsiți pe foile sau pe alte lucruri pe care vi se pun la dispoziție în plicul cu aventura voastră, mă rog, în plicuri, că sunt mai multe părți, și nu uitați să colaborați în echipă. Echipa mea a avut doar 3 persoane, însă puteți să fiți între 3 și 6 jucători, parcă am zis, sper că nu încurc.
Desigur că nu am avut și ceva de ronței lângă noi, dar ar fi de preferat să fiți super, super, super concentrați pe găsirea indiciilor cât mai repede. Fiecare aventură are o poveste în spate, dar aceasta este împărțită pe trei părți. Voi aveți ca scop de a descoperi rezolvarea acestei aventuri și mai apoi să deduceți pentru fiecare parte a aventurii care sunt cheile pe care voi să le introduceți în Chrono Decoder și acestea trebuie să fie puse în ordinea corectă pentru că altfel veți avea parte de un bipăit negativ din partea cutiuței negre și o să vedeți imediat cum se aude. 6, 2, 6, 2, 3, 1. Te-ai zis gata? You're ready to blow up? Partea a doua? Da. În momentul în care totul este ok, veți auzi bipăitul pozitiv, înseamnă că puteți trece la următoarea parte, dar dacă greșiți, cum am greșit și noi la un moment dat, veți auzi un bipăit negativ și acesta vă spune că ați greșit, una dintre cheiul e greșită, urnea lor e greșită, sau poate că totul este greșit, cine știe? Ne distrăm. Astea tăiate pe perete. Uite și aici cifre. Posturi acolo. XL. XS. Fiecare parte este super interesantă și veți descoperi că aveți parte de indicii super, super, super diferite. Am avut parte de niște postere cu indicii, de niște chei secrete, de niște foi pe care erau scrise diverse indicii sau trebuia să folosim niște coduri pentru a rezolva misterul. Totul devine mult, mult, mult mai greu atunci când nu ai cele mai bune rezolvări și apar momentele când greșești. În momentul în care greșești și se ia un minut din timp, ceea ce nu este ok pentru că practic ai 60 de minute și trec foarte, foarte repede, noi, din păcate, am consumat cele 60 de minute și am rezolvat misterul după ce am ajuns, nu mai țin minte exact la ce minut în plus, dar măcar am rezolvat toată treaba. Voiam să vă mai anunț că la un anumit timp aveți voie să vă uitați pe niște cartonașe speciale care le introduceți într-un fel de pachetel așa roșu, unde vi se descifrează niște indicii pentru a rezolva planșa. Uneori sunt mai puține indicii, alteori mai multe, dar ideea este că trebuie să treacă timpul ca să le puteți folosi. Cu toate că era destul de târziu, am vrut să trecem la ultima aventură, cea mai grea, care mi se părea super interesantă cu astea și toate cele, și am downloadat și aplicația de pe internet, unde puteți să puneți muzica aferentă fiecarei aventuri și noi am prins o melodie super creepy, zici că era ceva din Naruto cu Orochimaru, deci oh my god! Chiar că e cu Orochimaru. Mhm. Serios, când a băgat ultima bucată, eram băiești pe asta. Deci super Orochimaru. Și începem? Cam așa a decurs sesiunea noastră de joc. Vă recomand să luați aventurile în ordinea lor pentru că devin super, super dificile. Noi ne-am blocat la ultima. Și puteți găsi jocul, v-am zis, pe site-ul divertadol.ro sau în magazinele Diverta. Eu l-am pe al meu din Diverta, cel din Constanța City Park Mall. Și este super distractiv, așa că vă invit să vă jucați și voi și vă las la final câteva bloopers ca să vă amuzați. Ne-ați omorât! Tebalul ne-a fost în închisoare, iar conform sentinței dumneavoastră, veți fi acolo pentru următorul deceniu. Într-o după-amiază, începeți o conversație cu un alt deținut. Te-auzi, măi? Și el vă spune că un mare matician, Walter Castle, a locuit în celula dumneavoastră. Vă convingeți că evadarea ar fi justiție. Ați fost condamnat la 10 ani în închisoare pentru crimă pe care l-ați comis-o. Philips. Șoșean Gretips. Da, exact. Vezi, vorbi la momentul nepotrivit, nu pare prea corect.
În acea seară, în timpul închiderii, le spuneți prietenilor ceea ce a auzit. Dumneavoastră și prietenii noastre întoarceți celular pe dos și găsiți plicuri închise ascunse în toaletă. Pe care nu erau puteți.